cele mai grozave, pentru că pe internet nu am găsit tot ceea ce mi-aș fi dorit eu, unele, de aceea unele n-am scanat din cărțile care le-am avut la dispoziție. Este un portret al lui Traian Muzavescu. Aceasta este lui Traian Muzavescu. Am pus-o în două imagini și să explic imediat de ce aceasta verde. Dacă observați pe aici, de ecran. La mijloc undeva este o placă de marmură cu efigia lui Traian Muzavescu și de desubt sunt scrise câteva cuvinte că în această casă a trăit Traian Muzavescu, care prin glasul său a reușit să facă cunoscută România lume pe marile scene. Eu spun cuvintele mele cu textul și chiar asta. Jos este încă o imagine pe care am pus-o, n-am pus să mă abțin pentru că am găsit-o pe internet. Este tot casa lui Traian Muzavescu, cea verde, aceasta lungă mare, și încă este o casă albă. Aici am lucrat bunicii mei și am copilărit eu ce spuneam la început și mă foarte grozăvesc și mândresc cu treaba asta, că am fost vecin. Aici am luat într-o carte două poze cu familia lui Traian Muzavescu, mama, sora Olga și Traian și încă o poză, mai târziu, în timpul războiului, când apare și tatăl fostei Muzavescu, mama, sora și Traian în uniformă militară. Am pus această poză care am găsit-o pe internet, este sora lui Traian Muzavescu, Olga Muzavescu, și s-a părut foarte interesant să spun acest lucru, l-am găsit pe internet, habar am avut inițial. Și ea a fost o personalitate extraordinară, Olga Muzavescu, o femeie extraordinar inteligentă, care a obținut doctoratul la Universitatea din Viena și cred că era puțin, nu știu, prima femeie, dacă nu greșesc, din România, care a fost doctor. Doctor în litere. În litere. Și că diploma obținută la Viena trebuia echivalată la noi, în România, și decanul facultății de litere în vremea respectivă, care a dat acest examen de echivalare, a fost Nicolae Iorga. În urma unei conversații de o oră în limba germană, și aici sigur scrie Consiliul Facultății de Filozofie și Literatură din București, în ședința din 19 decembrie 1928, echivalează diploma de doctor a domnișoarei Olga Muzavescu, eliberată de Universitatea din Viena, cu diploma de doctor din țară, decan Nicolae Iorga. În ce an? 1928. Prima femeie doctor. Mi s-a părut, sigur că este mai puțin cunoscută, pentru că era eclipsată, era într-un fond de umbră. Nu, era o femeie modestă și și modestă, dar era Traian care era cel faimos și probabil că, plus că am citit tot printre alte și ea a avut un destin tragic. În final s-a mutat de a fi putut preda oriunde în Austria cu această diplomă, a revenit în țară să predea în mai multe localități, am zis și avea printre altele și a ajuns în final la o școală generală 7 din Lugos și ceva de genul. La școala germană. La școala germană, modestă, foarte modestă, a fost logodită cu un tânăr inginer minier, care în prima sa vizită în mină să vadă condițiile în care lucrează subornații lui, a murit prin prăbușirea unei galerii și i-au găsit trupul după câteva zile, deci Olga Muzavescu nu s-a mai măritat, după aceea a rămas singură și foarte retrasă. Ideea a fost o carte notă și de moartea fratelui, că fratele ei a fost înmușcat în prezența ei. Glonț a trecut pe lângă ea și s-a înfipt în ușă. Deci el a spart în ușă și cheia de la valiză, cheia pe care v-am mai spus, era la Mărulescu și ea a vrut să o ia și a spus, hai, nu vă mai certați. El se certase cu soția lui. Soția lui a venit din spate, a lipit pistolul aici. Și Glonț a ieșit pe aici, a tras. Și el a căzut pe spate și, conform certificatului medical legal, legiștii au constatat că el, de fapt, a murit instantaneu, fiindcă în căile lui respiratorii nu s-a găsit sânge, în mod normal. Dacă ar mai fost o inspirație, ar fi fost sânge. N-a fost sânge. Deci a murit pe loc. Deci asta a fost momentul. Și așa, ea fiind singura martoră, poate cei care au fost, au chemat-o
la adresa de care v-am spus eu, au chemat-o ca să o elimine, că era totuși periculoasă. Ea așa a considerat, mai ales că această casă a fost o casă fantomă, nu era nimeni acolo. Niște lucruri mai ciudate. Sunt multe lucruri, nu v-am putut spune tot. Dar v-am spus câteva lucruri care sunt interesante, consider. Așa, îmi selectați câteva poze din cărți interpretate de Lozabes, Colodonco din Moema, cuplu celebru Aca de Barbu și Lozabescu aici în Tosca, una dintre operele preferate de Lozabescu, tot Tosca, Cavaradossi, iată din nou cu Aca de Barbu în Madame Butterfly, unul dintre rolul de cheie Cană din Paiate. Aici am găsit în cartea domnului Dan Traian Demeter câteva fotografii de familie, mă rog, de sume familie, în care apare soția, ca să o vedeți ca acea de la Nelly Lozabescu și Odăjdi. Era fetița mama domnului doctor, Traian Lozabescu fiind în brațe de Mira Mică. Și aici iarăși Lozabescu și Nelly, soția sa, un grup de prieteni. Mai mare poza Lozabescu și fetița sa Mira, pe care îl vinde mama domnului doctor. Aceasta este o schiță aparentă, apare în carte, în cartea domnului Demeter. Schița făcută de poliție. Schița făcută de poliție. După spargerea aceea. Da. Aici este domnitor, unde este desenat Lozabescu într-o bază de sânge. Aici este camera, sutrageria cu masa în mijloc pe care era valiza, care a fost vorba, toată întâmplarea era între aceste două încăperi. Se scoteau lucruri din valiză, se pliau lucruri, nu s-a închis valiza, cu fie era cu lipul, fie a nevii în dormitor, în dormitor, și după ea ce a povestit domnul doctor înainte. Acesta era așadar apartamentul. Aici sunt două poze făcute de poliție, în care apare Lozabescu mort, căzut imediat să ceapă așa. Și ca să nu chem așa într-o notă tristă, am găsit un citat foarte frumos din Richard Strauss, pe care vreau să-l comunic studenților mei. Vocea este cel mai frumos instrument cât de există, dar și cel mai dificil de utilizat. Dacă se pune pe bază, este cel mai dificil. Și deasupra am pus, tot din cartea domnului Demeter, poza cu Richard Strauss, cu autograful său, din albumul lui Lozabescu, cu amintirea prietenească amintire. Deci Lozabescu era prieten cu Richard Strauss. Și ultima poză, Lozabescu în rolul Ducelui, pentru că rolul Ducelui a fost ultimul pe care, în seara zilei de 14 februarie 1927, l-a cântat Lozabescu la Staatsoper în Viena, în viere. Aș vrea să pun aria Ducelui. Ea, dacă ați sesizat pe fundal, a fost mereu în surdină vocea lui Lozabescu, care există. Acum vreau să ascultăm măcar un fragment din